Mălin, mă zgălești mingea? De ce faci asta? E mingea mea și fac ce vreau cu ea. Să fie numele Dianei pe ea. Nu fiți supărați, băi, țin că fetele se vor întoarce la noi. Nu vor rămâne cu zombii. Degeaba simți, nu se întorc. Nu au mai stat cu noi de 2 săptămâni. 2 săptămâni. Noi suntem vinovați, noi le-am dat afară. Noi le-am dat afară pentru că am vrut să le învățăm o lecție. Nu credeam că totul va duce aici. Nu am fi crezut că ar putea să iasă la întâlnire cu urâții ăia. Poate că fără machiaj nu sunt așa de urâți. Bună, baschetbaliștilor! Oh, uite cine a venit! Bună, fetelor! Cum sunteți? Aveți o stare bună? De ce nu am avea o stare bună? Vom avea o competiție în curând. Și voi la fel, nu-i așa? Vom fi împreună, va fi interesant. Glumiți, fetelor? Fără farse, știm că aveți alți iubiți. De ce vă purtați așa frumos cu noi, a? Doar vrem să fim prieteni cu voi, așa cum eram înainte. Nu erați prieteni, erați împreună ca și cupluri. Nu contează, Maria, eram prieteni oricum, nu? Romeo, să ne sărutăm ca niște prieteni. Nu sunt gata de un astfel de sărut și de ieșit. Băieți, ce se întâmplă, fetelor? Noi am vrea să fim prieteni. Ne putem săruta ca niște prieteni. E așa de greu pentru voi? Nu, nu e greu. Haideți să ne sărutăm. Iana, ai văzut asta? Majoretele Banii sunt din nou cu baschetbaliștii? Era așa bine fără ele aici. Fotbaliștii? Zalina? Ce caută aici? Zalina, de când te-am văzut prima oară te-am plăcut, ești diferită. Da, sunt diferită de alți oameni. Și eu. Costea, tu ești normal, doar ea e diferită. Wow, câtă iubire! Zalina, tu ești aleasa mea, să ieșim împreună. Hai să facem asta.